Ok, în video ăsta o să vorbim despre câteva strategii prin care la evenimente speciale sau de sărbători să poți mânca mult, să te bucuri de mâncărurile care sunt pe masă, dar să minimizezi îngrășarea. Sunt un fel de hack-uri prin care poți să mănânci și tort, dar să ai și six-pack. Bun, hai să vedem care-s. O să începem cu câteva strategii de pregătire. Deci, înainte de masa propriu-zisă, în primul rând, nu aștepta cu nerăbdare festinul. Multe modele de fitness sau actori sau orice alți oameni interesați de modul cum arată, înainte de sărbători sau de o ocazie în care știu că o să mănânce foarte mult, ori țin o dietă de vreo săptămână, ori se antrenează mult mai mult înainte, cumva ca să precompenseze surplusul de calorii care le vor mânca atunci. Deși asta poate funcționa, nu-ți recomand să faci asta. Conform studiilor, cu cât ne gândim mai mult la o mâncare, cu atât mai mult vom mânca din ea atunci când avem acces. Iar dacă înainte de sărbători sau de ocazie specială tu ții o dietă sau faci mult cardio, îți garantez că o să te gândești foarte mult la mâncarea aia bună. Astfel, probabil că vei mânca mai mult decât ai mânca în mod obișnuit și, practic, ai ajuns tot acolo. Spre exemplu, așa mi se întâmpla mie când țineam un post de Paști. Toată săptămâna înainte de Paști, pentru că țineam post, mă gândeam la masa aia de după înviere. Chiar și când stăteam la biserică și preotul spunea slujba, eu mă gândeam la mâncare. Și drept rezultat, când ajungeam acasă, mâncam atât de mult că mă durea stomacul, nici măcar nu mai puteam mișca cum trebuie. Deci dacă mergi la o masă de asta festivă cu mentalitatea de deprivare, de-abia aștept să ajungi acolo să mânci tot ce nu-i bătut în cuie. Deci sfatul meu e să fii relaxat, să nu mănânci mai puțin decât în mod normal, să nu faci o grămadă de cardio, să nu te antrenezi mult, pentru că în felul ăsta probabil vei mânca mai puțin. Ok, acum hai să vedem strategiile din ziua respectivă. Imaginează-ți că astăzi e ajunul Crăciunului. Diseară te duci la colindat. Ce faci ca să, în ziua aia, să poți să mănânci, să te bucuri de mâncare, dar totuși să mănânci puține calorii? Hai să vedem. Strategia numărul 2 care ți-o recomand e intermittent fasting. Folosim intermittent fasting pentru ca să putem mânca porții mari de mâncare. Știm până acum că îngrășarea se întâmplă doar atunci când mănânci mai multe calorii decât arzi. Deci când ești în surplus caloric. Modul cum împarți mâncarea pe parcursul zilei e absolut irelevant. O să auzi oameni care îți spun că dacă mănânci seara te îngrași, sau dacă mănânci carbohidrați te îngrași, sau dacă mănânci nu știu ce alimente combinate te îngrași. Nu e adevărat. Te îngrași doar atunci când mănânci un surplus de calorii. Deci cu informația asta în minte, noi o să folosim în avantajul nostru. Prin intermittent fasting o să păstrăm o mare parte din caloriile pe care le-am mâncat în mod obișnuit pentru o singură masă, seara. În caz că nu ești familiarizat cu intermittent fasting, ăsta e un model de a mânca în care o mare parte din zi, de obicei vreo 16-18 ore, nu se consumă calorii, nu mănânci nimica și mănânci toate caloriile din ziua respectivă, toată mâncarea pe care mâncau-o de obicei, într-o fereastră de doar 6-8 ore. În general, presupune să sar peste micul dejun, să mănânci prima masă a zilei undeva după ora 12, între 12 și 2 după amiaza, și să mănânci ultima masă pe la vreo 8-10 seara. Deci, practic, în intervalul ăsta, pur să mănânci 2 sau 3 mese mari decât să mănânci mai multe mese mici împărțite de-a lungul zilei. Asta e o strategie foarte bună prin care să mănânci mese mari fără să-ți depășești caloriile. Spre exemplu, dacă știi că la ora 8 mergi la colindat la mătușa ta și știi că în fiecare an acolo se mănâncă ca lumea pentru că te întâlnești cu toată familia, verii și așa, aplici intermittent fasting. În ziua aia vei sări peste micul dejun și vei mânca pe parcursul zilei doar ceva ușor, în special proteine și legume, pentru ca să mănânci cât mai puține calorii și pentru maximă sațietate. Un bărbat obișnuit își menține greutatea cam cu vreo 2400 de calorii pe zi. Asta înseamnă că dacă el pe parcursul zilei mănâncă doar ceva piept de pui, ceva o carne fără grăsimi și doar niște legume, mănâncă undeva la 500-600 de calorii toată ziua aia până la masa de seară. Asta înseamnă că lui la sfârșitul zilei îi rămân undeva la 1800-2000 de calorii până când să își depășească menținerea. Și crede-mă, 1800-2000 de calorii e o masă sănătoasă. Poți mânca lejer să te simți sătul, de fapt o să te simți super plin după ce mănânci masa aia și o să-ți fie foarte greu să depășești caloriile respective. Să mănânci încă un surplus de 1000 de calorii, adică e foarte greu să mănânci 3000 de calorii la o masă. Și uite, vezi o strategie foarte bună prin care să te asiguri că nu depășești foarte mult menținerea. Și chiar dacă ți se întâmplă să mănânci peste, pentru că e posibil, mai ales cu dulciurile astea sau cu alcoolul, e destul de ușor să mănânci calorii pe numai câteva grame de mâncare. Matematic vorbind,
Pentru fiecare 700 de calorii pe care le mănânci peste menținere, te vei îngrășa cu 100 de grame. Un kilogram de grăsime are cam 7000 de calorii. Deci tu, practic, dacă ai un surplus de 7000 de calorii, te îngrași un kilogram. Dar cu informația asta putem aproxima că dacă tu în fiecare dintre cele 3 zile de Crăciun, spre exemplu, mănânci 1000 de calorii în plus, asta nu înseamnă decât vreo 400 de grame de grăsime să te îngrași. Ceea ce nu e așa de mult, considerând că suntem o dată pe an și na, te bucuri de mâncare. Din cauza asta cred că e așa de eficient să-ți păstrezi multe calorii pentru masa de seară. Strategia numărul 3 e să mergi la sală sau să faci sport în ziua respectivă. Dacă poți. Dacă mergem la sală sau facem sport înainte de o masă de asta copioasă, o mică parte din surplusul caloric nu va mai merge în grăsime, ci va fi folosită pentru recuperarea după antrenament. Exercițiile fizice ard glicogen, deci glucoza păstrată în mușchi, și deteriorează fibrele musculare. Asta înseamnă că o parte din carbohidrați și din proteine vor fi folosiți pentru recuperare și nu pentru îngrășare. Spre exemplu, carbohidrații nu contribuie direct la îngrășare decât după ce rezervele de glicogen muscular sunt umplute complet. Asta e un motiv pentru care oamenii care merg la sală în general se îngrașă mai încet decât ceilalți, pentru că în condițiile de mâncat la echilibru, deci la menținere, rezervele de glicogen nu sunt niciodată pline. De aceea, când ei mănâncă mai mulți carbohidrați în plus, prima dată se umple glicogenul muscular și abia după aia începe îngrășarea. Bine, oricum, efectul nu e foarte accentuat pentru că carbohidrații contribuie la îngrășare în timpul ăla, dar contribuie indirect, oprind oxidarea grăsimilor. În timp ce carbohidrații sunt arși pentru energie și sunt folosiți pentru refacerea glicogenului, grăsimile care sunt în surplus caloric trec direct în grăsime, pentru că costul lor de depozitare e aproape infim, între 0 și 2% din calorii. Deci da, sala face un pic de diferență, mică, dar nu, e ceva. Probabil poți să mănânci undeva la 30-40 de grame de carbohidrați în plus, care în mod normal nu vor mai fi folosiți pentru îngrășare, ci pentru refacerea după antrenament. 30-40 de grame de carbohidrați înseamnă o prăjiturică? Mă rog, e o prăjiturică care poți să mănânci. Strategia 4. Mănâncă alimentele sățioase primele. Începe întotdeauna cu alimentele sățioase și voluminoase și lasă dulciurile și prostiile pe final. Proteinele sunt pe departe cel mai sățios nutrient. De aceea ar trebui să fie prioritatea ta numărul 1 când începi să mănânci. Apoi, ca să poți să mănânci mult volum, dar cu puține calorii, ar trebui să mănânci multe legume, deci fibre. Ține minte astea, proteine și volum, cu astea începi. Și ajută să alegi sursele de proteine cele mai slabe, pentru că îți rămân mai multe grăsimi pe care poți să le mănânci din alte chestii. Deci dacă ai pe masă mai multe feluri de carne, întotdeauna alege pui, alege pește, alege șuncă de pui. Știi tu care sunt cărnurile mai slabe. Și ar trebui să eviți, dacă poți, ouăle umplute, carnea de porc, mezelurile, salamurile, alea te termină. Cașcavalul e foarte gras și orice alte surse de proteine animale care au multe grăsimi. Ca garnitură poți să alegi ori o garnitură mai grasă, ori carbohidrați. Dar te-aș sfătui să nu le combini pe cele două. Spre exemplu, dacă mănânci cartofi, dacă mănânci orez, dacă mănânci pâine sau altă garnitură care e bogată în carbohidrați, ar trebui să o lași moale cu grăsimile, cel puțin pentru masa principală. Și la fel și invers, dacă mănânci o garnitură grasă, cum e salata de beof sau salata de vinete sau eu știu ce alte feluri de salate, ești servit tu care au foarte mult ulei sau maioneză, atunci ar trebui să o lași moale cu carbohidrații. Nu mânca și pâine, nu mânca și cartofi sau orez la aceeași masă. Păstrează alea pentru ce o să mănânci după, eu știu, tort, prăjituri, habar n-am. În felul ăsta, când nu mănânci și mulți carbohidrați și multe grăsimi la aceeași masă, o să vezi că îți cazi mult caloriile pe care le consum. Și un alt sfat, evită să-ți bei caloriile. Dacă sunt pe masă sucuri, ori alege un suc diet, care e fără calorii, ori bea apă. Pentru că nu merită, părerea mea, să bei vreo 300-400 de calorii, care în mod normal le putea lua din ceva mult mai bun. 5. Redu varietatea, nu cantitatea. Recent am citit o carte, se cheamă Mindless Eating, în care tipul a făcut sute de studii pe mâncare și ce face pe oameni să mănânce, cum mănâncă. Și unul dintre lucrurile care le-a observat e că atunci când oamenii sunt serviți cu o varietate largă de mâncare, ei mănâncă mai mult. De fapt, consumul de calorii crește aproape liniar cu numărul de
alimente de pe masă. Spre exemplu, dacă ți-aș oferi doar curcan la cuptor și cheesecake, ai mânca cât ai mânca, dar la un moment dat te simți sătul, te simți satisfăcut și ai spune, ok, nu mai între ele. Dacă aș aduce pe masă și cartofi, ceva cartofi crocanți și niște puding de ciocolată, ai mânca mai mult. Și chiar dacă nu-ți plac ție foarte mult cartofii și pudingul, tot ai mânca un pic din ele numai ca să vezi cum îs. Nu este adevărat? Noi oamenii întotdeauna vrem să încercăm din toate chestiile. Dacă suntem serviți cu un platou de prăjituri de același fel și un platou de prăjituri cu o grămadă de forme, culori și arome diferite, întotdeauna vom mânca mai mult din al doilea platou din cauza că vrem să le încercăm pe toate. Asta probabil e o adaptare naturală a oamenilor pentru că în natură eram programat să mâncăm variat din cauza că dacă nu faci asta, poți să ai carențe de micronutrienți, vitamine și minerale. Dar acum nu mai avem problema asta, ci lucrează instinctul ăsta împotriva noastră, că ne face să mâncăm prea mult. Deci e important să conștientizezi chestia asta și te uiți la masă, alegi doar mâncărurile care îți plac, știi că îți plac, și celelalte care știi că sunt bune, dar nu sunt la fel de bune ca alte chestii, evită-le și mănâncă doar ceea ce vrei cu adevărat să mănânci. Nu încerca toate varietățile. Și 6, asta e o problemă, alcoolul. Îți sugerez să eviți alcoolul. Sincer, nu prea ai cum să bei și alcool și să și mănânci mult fără să-ți depășești serios caloriile. Alcoolul e pur și simplu prea bogat în calorii. Pentru fiecare gram de alcool ai 7 calorii. După ce e procesat, 5,7, dar tot e enorm. Și pe lângă că e așa bogat în calorii, în loc să țină de foame, alcoolul îți face mai multă foame. De fapt, după ce ești beat, ești așa de dezinhibat că mânci orice, nu te mai uiți. Gândește-te în felul următor. O bere are 250 de calorii. Dacă într-o noapte bei 8 beri, mănânci și mâncarea care îți place, mănânci și vreo 2-3 prăjituri și ceva alune sau chestii de roțelie pe masă, e imposibil să nu-ți depășești caloriile foarte mult. Tăriile ar fi o alegere mai bună dacă te gândești strict din punct de vedere al caloriilor. 100 de grame de whisky sau 100 de grame de vodka au cam 250 de calorii. Deci, practic, poți să te îmbeți pe mai puține calorii cu tării, dacă ăsta e scopul. Oricum trebuie să ții cont că după ce ești beat, probabil oricum o să mănânci o grămadă după. Deci, da, recomandarea mea e să eviți alcoolul pentru că chiar nu văd cum ai putea să nu te îngrași de la el. Cam asta ar fi. Poftă bună, ori de sărbători, ori la ocazie specială, zi de naștere, nuntă. Sper să-ți fie de folos strategiile astea și sper să te bucuri mai mult de mâncare datorită lor și fără vinovăție. Dacă urmărești video-ul ăsta acum când l-am uploadat, îți urez un Crăciun foarte fericit, un an nou super și mulțumesc pentru susținerea ta anul ăsta și sper că la anul să avem cel mai bun an împreună, să facem chestii și mai faine. Distracție plăcută și ne auzim curând. Pa, pa!